Blindatele de luptă Bradley și transportoarele Stryker din armata americană au executat joi 10 martie trageri tactice de luptă alături de tancurile T-55 și transportoarele TAP-77 ale armatei române. Tragerile cu muniție de război s-au desfășurat în cadrul exercițiului Justice Eagle, în centrul de instrucție de la Smârdan, din apropierea Galațiului. La exerciții au participat 900 de militari români și americani, dotați cu peste 70 de tancuri, transportoare blindate și mașini de luptă. Parte din secvențele de instruire, cele din poligon, se desfășoară pe timp de zi, cam 80%, și 20% pe timp de noapte. Exercițiul tactic cu trageri de luptă pe care l-ați văzut astăzi este de nivel companie. Din compania care a executat această fază au făcut parte două plutoane din Brigada Nouă, respectiv un pluton de tancuri și un pluton de infanterie și două plutoane aparținând militarilor americani, respectiv din Batalionul 1-16, cei care au avut acele mașini de luptă de culoarea deșertului denumite Bradley, și un pluton din regimentul 2-2 Cavalerie, unde au fost acele transportoare de culoare khaki denumite Stryker. Obiectivele pe care ni le-am stabilit au fost, în primul rând, antrenarea liderilor de nivel mic, respectiv nivel grupă, pluton și companie, în procesul de planificare, creșterea gradului de coeziune la nivelul subunităților, subunități de nivel mic, grupă, pluton, companie, creșterea nivelului de interoperabilitate între noi și militarii americani și, de asemenea, verificarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor pe care le avem conform procedurilor de operare în vigoare. Aș afirma că toate obiectivele pe care ni le-am stabilit au fost îndeplinite cu succes. Militarii români participanți la exercițiul Justice Eagle fac parte din unități ale Brigăzii Nouă Mecanizată Mărășești din Constanța. Militarii americani fac parte din detașamentele dislocate în România pentru consolidarea flancului estic al NATO ca formulă defensivă în fața acțiunilor tot mai agresive ale Rusiei în regiunea Mării Negre.